descoperit în Galeria de Artă Europeană, în Sala Franceză, un tablou de o distincție aparte ce înfățișează portretul unui cal. În continuarea episoadelor noastre dedicate lumii sportului, ne vom referi astăzi la un tablou ce aparține curentului romantic francez. Titlul lui este Doi arabi cu cal alb și a fost atribuit lui Antoine Jean Gros, pictorul angajat de Napoleon Bonaparte să-l imortalizeze în scenele sale de luptă. Tabloul a făcut parte din colecția Muzeului Ioan și Dr. Nicolae Calinderu. Antoine Jean Gros a fost o figură remarcabilă a curentului romantic francez, care prin cromatica, monumentalitatea și dramatismul lucrărilor sale îi anunța deja pe Géricault și Delacroix. A fost un portretist redutabil. Perioada sa de glorie a fost cea în care a realizat marile compoziții istorice, al căror subiect a fost Napoleon, deseori reprezentat călare. Aceste compoziții erau pictate cu asemenea dexteritate și perfecțiune încât astăzi istoricii de artă au ajuns să le considere ca fiind cele mai ilustre imagini din epoca lui Napoleon. După înfrângerea și exilul împăratului, Antoine Jean Gros s-a axat mai ales pe realizarea de portrete, pentru care era foarte căutat. Dacă ne întoarcem la tabloul atribuit lui Jean Gros, se poate vedea că, de fapt, avem o succesiune de trei portrete. După felul în care este structurat acest tablou, putem lesne deduce că el a fost un fragment, un studiu pentru o compoziție mai mare în care el urma să se insereze. Este, putem aprecia, mai mult un studiu de portret de cal și aceasta se poate deduce și din interesul deosebit pe care artistul îl acordă figurii calului, care este desenat, este pictat în centrul pânzei, descris cu o mare căldură, cu o multitudine de detalii anatomice foarte bine studiate, în contrast cu cele două personaje umane, cei doi arabi, poziționați stânga-dreapta în zonele de margine, abia schițați, practic, ca o eboșă într-un con de umbră. Este uimitoare frumusețea calului și mai ales privirea lui, atât de umanizată și în același timp independentă, sălbatică și nobilă. Culoarea lui albă, strălucitoare, sugerează că el este calul împăratului, împreună cu care, la apariția pe câmpul de luptă, trebuiau să impună respect și teamă pentru adversari și încredere pentru proprii combatanți. Trebuie să spunem că însuși Mahomed, profetul, specifica în Coran că cine se îngrijește de această rasă de cai va avea accesul în paradis. Prin urmare, creșterea și ameliorarea calului arab este considerată de musulmani drept o datorie sacră. Și astăzi, cele trei biotipuri morfologice ale rasei arab pur sânge se traduc prin cal distins cu hailan, însemnând principiul masculin, saclavi, cal strălucitor, adică principiul feminin, și munigi, gât lung sau cal puternic.